Salut! Bine ați revenit pe acest canal! Bine ați revenit la mine! Astăzi am pregătit un clip de favorit. A trecut ceva timp de când nu v-am mai povestit despre ce produse iubesc eu perioada aceasta și m-am gândit că este cazul să vin și să vă povestesc așa despre câteva. O să-l iau într-o ordine complet aleatorie, mi le-am adus aici toate în față, le-am împrăștiat toate aici la mine în față. Și zic să începem cu singurul accesoriu care l-am, pe care l-ați mai văzut de câteva ori deja. Este vorba despre acest colier de la Zara. El a venit pe un șnur din acela de fier de ăla de fier, de ceva chestie pe acolo, combinație. Doar că mie nu mi-a plăcut, așa că l-am pus pe un șnur din acesta din material textil. Pentru că astfel nu risc să mi se murdărească gâtul sau să fie ceva. E foarte fain, am purtat foarte multe ținute. Astăzi nu se potrivea la bluza pe care am ales-o. Astfel că nu este prezent la mine pe gât. Însă este foarte fain, îl iubesc, e colorat, e perfect pentru vară. Singurul accesoriu pe care l-am în acest moment. Am să continui cu un parfum. Ultimul parfum intrat la noi în colecție și spun la noi pentru că este un parfum unisex pe care îl folosim amândoi și de care ne-am îndrăgostit de când l-am mirosit prima oară. I-am dat așa torcoale de vreo 2-3 ori și după aia am zis ok, haide, e cazul să vii la noi acasă. Este vorba despre un parfum de la Atelier de Ors Blanc Polychrome. Așa arată sticluța. Este o sticluță mare. Are 100 de mililitri și este apă de parfum. Am cumpărat-o de la Obsentum și are cumva pașcă, ar avea niște particule de aur de la prin el, nu știu ce salea, că nu m-am interesat, dar ne place foarte mult, este un parfum perfect pentru vară și stați că mi-am notat aici notele. Note de bază, lavandă și mușchi, nu simt mușchiu, note de mijloc, iasomie, lavandă și frunze de smochin și de top, lămâie, mandarină și rubarbă. E un miros așa ușor citric și este foarte, foarte mișto. Eu v-am zis că mă dau cu parfum și în păr, pentru că atunci când suflă vântul sau când îmi prind părul sus și după aia la jos, se simte așa frumos cum îmi miroase părul meu. Mi place foarte mult. Amândoi îl folosim cu foarte mare drag. Stai tot până aici culcat să fiu sigură că nu se duce la vale. După aceea, ce să continui? Hai să continui cu o mască de la Sephora. La ultima vizită a fost. Cred că ultima vizită a fost. Mi-am cumpărat această mască, ați văzut-o în clipul, în haul-ul de luna trecută. Este vorba despre masca proprie brand Sephora cu zinc, Purifying Matte Mask. Este foarte mișto, am folosit-o deja de câteva ori, așa arată în interior. Și îmi place că îmi curăță tenul și mi-l lasă foarte mișto așa la atingere. Și chiar mă gândesc clipurile următoare să fac colecția mea de măști. Pentru că am câteva s-au și terminat, recunosc, însă totuși mai am ce să vă povestesc despre ele. Da, e foarte fain, îmi place super, super mult. De fapt, ne place pentru că amândoi folosim măști. Acum vreau să vorbesc despre două loțiuni tonice. N-am putut să aleg între cele două pentru că le folosesc pe amândouă, când pe una, când pe cealaltă, așa că vi le arăt pe amândouă. Avem odată loțiunea cu vitamina C de la Sephora și cu fructul pasiunii. Aceasta este, mi-am cumpărat-o când am fost la București. Deja sunt, după cum vedeți, la jumătatea flaconului și este foarte, foarte faină. Îmi place foarte mult cum se simte tenul meu. Iar a doua este o loțiune perfectă pentru zilele caniculare de vară. Este o loțiune de la Yves Rocher cu mentă și cu ceva pudră. Mattifying Powder Lotion with Organic Peppermint Combination to Oily Skin Only. Loțiune matifiantă formulată cu mentă piperată bio și cu ceva pudră. În momentul în care este nemișcată o perioadă, în partea de jos o să se vadă un strat așa alb de pudră, dar să nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu într-o dimineață când eram foarte adormită și anume să uit să amestec bine ambalajul pentru că n-a fost bine pentru să dorme. Trebuie să-l amestecați bine, bine, să agitați bine ambalajul și după aceea să puneți, dar vreau să vă zic, vă las o recoare pe față. Deci este foarte fain. Zilele acestea, cum au fost atât de calde, deci au fost niște zile toride, de pe mine m-au terminat, trebuie să recunosc. Îmi place căldura, dar nu acea căldură exagerată de 30 de grade, de transpir și stând pe loc. Și aceasta a fost genial. Așa arată. E foarte faină, vă recomand dacă aveți un ten normal sau
mixt sau chiar gras ca și al meu. După aceea trecem la un produs. La una dintre comenzile mele de pe Sole am primit o mostră din acest produs și am tot lăsat acolo o perioadă, după care am zis, ok, hai să încerc să văd exact și eu cum stă treaba cu ea. Mostra respectivă mi-a ajuns pentru două aplicări, dar a fost suficient încât să intru și să dau comandă pentru full size. Este vorba despre un ser de la Unique, Propolis Vitamin Synergy Serum. Unique știți că este un brand corean. Așa arată ambalajul, vine cu pipetă. E foarte fain. Și să vă zic așa puțin, are un efect calmant. Mi-am notat aici pentru că ce scrie aici, eu nu înțeleg. Nu știu dacă voi înțelegeți ceva de acolo, eu nu înțeleg. Ideea este că este un ser cu efect calmant. Conține 70% extract de propolis, care este un ingredient antibacterian și ajută pentru calmarea pielii, în special pielea iritată sau cu probleme. Și mai are și 12% extract de fructe, care ajută pentru vitalitate. Eu îl folosesc în fiecare dimineață și îmi place super mult. Și chiar am observat că tenul meu nu se mai îngrașe chiar atât de repede de când îl folosesc pe acesta. Și că tot vorbim despre produse pentru îngrijirea tenului, vreau să vă recomand două, să vi le aduc în atenție. Tot la ultima mea vizită în Sephora, am povestit cu cineva de la Estée Lauder, cu o tipă foarte drăguță, și mi-a adus cumva în atenție. Eu când mă gândesc la Estée Lauder, mă gândesc la fundul de ten. Sincer, toată viața mea, de când mă știu eu așa pe partea de make-up, m-am gândit doar la fundul de ten, nu m-am gândit niciodată la produse pentru îngrijirea tenului. Nu știu să vă spun de ce, știam că există, l-am mai tot văzut, dar mă gândeam, ok, nu merită, nu știu ce, nu știu cum, așa. Când a fost acolo și am povestit cu tipa respectivă, mi-a dat o mostră din acest produs. Este Lauder Advanced Night Repair. Am înțeles că este unul sau poate chiar cel mai bun produs al lor, cel mai bine vândut produs al lor. Îl folosesc deja de vreo 4-5 seri, îl aplic doar seara și vreau să vă spun că este... se numește Synchronized Multi-Recovery Complex Serum. Este un ser care ajută foarte mult tenul să se repare cumva peste noapte, de asta, da, zice și Night Repair, și este partea mișto la el, care cumva mă îngrijora că părea un pic mai uleios așa, este faptul că se poate folosi pentru toate tipurile de ten. Și vreau să vă spun că îmi place atât de mult încât mă bate gândul să mă duc să-mi cumpăr varianta full size. E foarte fain, are tot felul de ingrediente din astea foarte mișto, care acum nu o să stau să vi le spun, dar ideea este că pentru tenul meu face minuni. Și tot atunci, povestind eu cu ea chestii trestii pe acolo, mi-a sărit ochii la această cremă. Este o cremă de zi cu antioxidantă, hidratare 72 de ore și este un fel de sorbet pentru tenul normal sau combinat. Bine, eu am un ten gras și inițial am cumpărat, ok, zic, las că o cumpăr pentru vară, pentru clientele care vin la machiaj, să am o cremă hidratantă, dar care să nu fie prea grea, să se așeze bine machiajul peste și așa mai departe. Zic, hai să o cumpăr pentru cliente. Și așa cum am zis de foarte multe ori, în momentul în care eu cumpăr un produs, chiar dacă este pentru cliente și nu este destinat deloc tipului meu de ten, adică asta este o cremă hidratantă. Eu n-am nevoie de hidratare, dar partea mișto este că are o textură de gel și are și SPF 15, am uitat să menționez. Și am zis că hai să o cumpăr, mi s-a părut un preț foarte mișto, cred că a fost în jur de 150 de lei. Are un ambalaj foarte drăguț, așa elegant. Știți voi, ambalajul este Lauder, așa arată. Pentru că faptul că miroase genial, mi se pare că miroase așa a fresh, a castravete, am zis într-o dimineață, zic, hai să încerc înainte să o duc la studio și să o folosesc pentru cliente, să văd, nu e ok, nu e ok, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și am folosit-o într-o dimineață, mi-a plăcut foarte mult, am zis, bă, hai să folosesc și a doua dimineață să văd cum e. Nu mi-a greșat deloc tenul, l-a hidratat, s-a simțit foarte plăcut, catifelat, răcoros, tot ce aveam nevoie în dimineața respectivă, s-a absorbit foarte repede. Și după aceea, în a doua dimineață, am zis că hai să încerc iar să văd că poate a fost așa un efect placebo de ăsta de prima oară testat și plăcut și așa. Mi-a plăcut și a doua oară și am decis să o păstrez pentru mine, să nu mai duc la studiu. Da, ce să faci, așa este când te îndrăgostești de produse care... Asta e ceva de genul, mă duc în magazin să cumpăr cadou, dar îmi cumpăr cadou mie.
Da, se întâmplă foarte des acest lucru la mine. Ideea este că îmi place foarte mult și vi le recomand. Știu că au și o cremă matifiantă, atunci nu aveau pe stoc. Și mă gândesc că poate să mă duc să cer o mostră, să văd exact aceea cum este, dacă nu este prea matifiantă sau cum este pentru tenul meu, pentru că plăcându-mi asta, care este o cremă cumva hidratantă, poate n-am nevoie de aceea. Dar mai vedem. Și că tot vorbim de vară, de temperaturi ridicate, de căldură, de soare, de toate alea, m-am îndrăgostit de acest produs, din care cred că am folosit mai mult de jumătate. Este vorba despre La Roche-Posay Antelios cu SPF 50. V-am zis că eu folosesc SPF indiferent de sezon. În sezonul rece mi-ar fi suficient SPF 15, poate, care este deja inclus, să zic așa, în această cremă. Dar în sezonul cald, chiar dacă folosesc deja o cremă cu SPF sau așa, îmi place să aplic încă un SPF să fiu sigură. Am SPF-ul de la Garnier, varianta aceea spray. O am în geantă pentru a aplica pe parcursul zilei, dar în fiecare dimineață îl aplic pe acesta de la La Roche-Posay. Îmi place foarte mult că nu lasă acea peliculă albă pe ten, se absorbe foarte repede și nu mi-îngrașă deloc tenul. Pot să aplic fondul de ten sau orice produs folosesc peste fără niciun fel de problemă și arată foarte bine. N-am avut deloc probleme cu el și chiar îl folosesc deja de vreo lună jumătate, poate chiar două luni, și sunt îndrăgostită de acest produs. Am și varianta de la Garnier, dar am zis că aștept să termin acesta, să nu o deschid și pe aceea, că n-are rost să am două produse deschise, pentru că nu o să le folosesc. După aceea, acum, ultimele sunt niște produse de machiaj. La un moment dat a fost la Sephora ceva reducere la rujuri, vi l-am arătat în haul și mi-am cumpărat două. Un balsam de buze de la YSL, care de când am cumpărat stă la mine în geantă și deja... Stați mai aproape. Nu știu cât de bine se vede, deja am folosit din el, vedeți că nu mai e până sus. E foarte fain, e un balsam de buze potrivit pentru vreme de acum. Eu când mă duc la studio nu prea mă machiez, pentru că mă duc și stau cu mască, n-are niciun rost, nici ruj nu pun, dar îmi place să-mi pun un balsam de buze și acesta stă la loc de 5 de la mine în geantă. Îmi place foarte mult și ambalajul. Este foarte luxos, iar pentru acele zile când vreau totuși un pic de acoperire, pentru că după ce termin acolo mă duc în oraș și în oraș pot să stau fără mască, mi-am pus în geantă și acest ruj de la Givenchy Brune Creature. E foarte fain, e un nude care se potrivește la orice, nu trebuie să stau să mă gândesc oare astăzi sunt îmbrăcată cu nu știu ce, o să meargă rujul ăsta. Nude-ul merge la orice, e foarte fain, îmi place foarte mult și ambalajul. Știți că eu am o problemă cu ambalajele. Așa. Trecem la o pudră. O pudră 3-in-1 pe care nu v-am mai arătat-o de ceva timp. Este pudra care mi-am cumpărat-o de pe Notino, de la Physicians Formula, care are 3 manțe diferite și face 3 lucruri diferite. Varianta albă este pentru fixare, varianta galbenă pentru baking și varianta roz pentru iluminare. Mie îmi place foarte mult să combin varianta albă asta cu asta. E foarte faină, arată foarte bine pe ten, se aplică ușor, chiar și astăzi sunt dată cu această pudră și îmi place foarte mult, îmi menține super bine sub exces controlul de sebum. Îmi menține foarte bine sub controlul de excesul de sebum. Nu știu ce e astăzi cu mine, îmi pare rău, rog să-mi scuzați. După aceea, nu se putea să-mi includ în favorite această paletă, deși ați mai văzut-o de foarte multe ori și o să mai vedeți de foarte multe ori aici la mine. Este paleta de la Byteri, cu care v-am înnebunit. Ziceți voi că nu este frumos. O mape bună. E superbă. Lângă faptul că miroase foarte bine și surprinzător, deși în ultimii ani am observat că nu mă mai împacă atât de bine cu produsele cu parfum, special când vine vorba despre produse pentru ochi. De exemplu, produsele de la Too Faced, îmi place extrem de mult acest brand și îmi plac foarte mult paletele de farduri de ochi, însă am observat în ultimii ani, în ultimul an mai mult, de când nu m-am machiat atât de des, că în momentul în care mă machiez cu una dintre acele nuanțe, cumva începe să-mi lăcrimeze, dar ce drept nu mă ochiul drept. Nu știu care e faza, dar pentru ten nu am problemă cu produsele cu parfum, nu mă irită, n-am văzut absolut niciun fel de inconvenient de la ele, așa că eu o să le folosesc. Știu că sunt multe dintre voi care nu, cărora nu vă plac produsele cu parfum, eu n-am o problemă, așa că o să le folosesc. Următorul favorit este acest bronzer de la Douglas. L-ați văzut, uitați, vedeți, foarte frumos și camera, trepied, tot. L-ați mai văzut în câteva clipuri. Așa arată.
Varianta mare este bronzer, după aceea un fel de iluminator și un fel de blush, dar eu încerc, dacă vreau să-l folosesc doar pe post de produs de bronzare, să iau doar partea aceasta mai mare. Dacă vreau să folosesc cumva o combinație, atunci combin toate trei, e foarte faină, e super, super mare și vreau să vă zic că are un termen de valabilitate de la deschidere de 3 ani. Așa că în 3 ani, sigur, terminați o chestie din asta. Deși să vă spun un secret pe care eu l-am auzit de foarte multe ori și pe care eu personal, sincer, chiar îl cred, faptul că produsele pudră, orice produs care este pudră, nu expiră. Produsele cremoase, da, în special cremele de față, fondurile de ten, anticearcăn, tot ceea ce este lichid, da, în asta cred, știu, aveți grijă dacă scrie pe el să-l folosiți în 6 luni de la deschidere, așa să faceți, poate îl puteți, hai, folosi 7 luni, dar nu-l folosiți mai mult, însă produsele pudră nu expiră. Desigur, pe orice produs trebuie să fie trecut termenul de valabilitate, dar asta nu înseamnă că, de exemplu, fondurile acelea mono de la Melchior au dita mai cantitate de produs și expiră la 6 luni. N-ai cum nici măcar dacă ești make-up artist, decât dacă folosești în fiecare zi fix aceeași nuanță, n-ai cum să termine 6 luni o pastilă din aceea. Acum, corectați-mă dacă greșesc, eu de foarte multe ori am auzit acest lucru și credeți-mă că am produse pudră care le am mai mult timp de la deschidere și nu se întâmplă nimic, desigur le folosesc doar pe mine, nu s-a întâmplat absolut nimic, dar nimic, nimic. Acum, vă judecați după cum vreți voi. Următorul produs este acest iluminator, iar vedeți tot ce este în spatele lui, de la Bodyography, care este perfecțiunea întruchipată în sezonul cald. Se numește 1802 From Within. Așa arată. Este o culoare așa de șampanie, un auriu, este perfect pentru sezonul cald. Aici îl vedeți. E foarte, foarte, foarte mișto. Ia uitați, e foarte fain. Mie îmi place foarte mult, îl găsiți pe Sole, dacă vă interesează, vă las și un cod de reducere, dacă vreți să-l folosiți bine, dacă nu vreți să-l folosiți, și așa e bine. După aceea, nu mai țin minte dacă a apărut în vreun favorit aici pe YouTube, dar a apărut în foarte multe favorite, dar acum a redevenit un favorit. Este vorba despre Melchior Blue, mascara albastră. Chiar zilele trecute am fost până în mall și am fost în Max să cumpăr ceva și m-a întrebat tipa de acolo, ce mascara ești dată, că este superb! Da, este vorba despre Melchior Blue. M-am arătat în hall, l-am cumpărat, am cumpărat 3 bucăți și ultima oară a avut o reducere de până la 70% parcă și eu l-am cumpărat cu vreo 10 lei tubul, 2 sunt la studio, 1 l-am acasă, plus acesta care deja este terminat, o să-l vedeți cel mai probabil în empties, dar vreau să vă spun că are o culoare superbă, l-aplic dimineața, de exemplu când în ziua în care am fost la MAC, l-am aplicat dimineața la 8, am fost la studio, am avut cliente, după aia m-am dus nu știu unde, după aia m-am dus nu știu unde, după aia am venit acasă, de acasă m-am dus până la MAC. Asta a fost undeva seara pe la vreo ora 18 și încă arăta foarte, foarte bine. Sincer, eu n-am mai găsit până acum un produs colorat, o mascara colorată, un rimel colorat, care să reziste atât de bine și să fie atât de intensă culoarea. Am mai avut de la Sephora, din păcate, în trecut și unul mauve, care n-a făcut nimic, nici alungire, nici volum, nici nimic, nici culoare, nimic. Îmi pare rău pentru că știți că eu iubesc Sephora și nu prea vorbesc de rău despre produse. Poate n-a fost bun pentru mine, nu știu ce să vă zic, dar pentru mine n-a făcut nimic. Însă acesta este... După aceea, mai avem un produs, Epic Wear Mix Liner Stick. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit și știți că după ce l-am folosit pe acesta și am văzut cât de bine rezistă, am dat o comandă pe Makeup Shop pentru alte nuanțe care le-am dus la studio și sunt foarte faine, mi se pare că rezistă super bine, sunt cremoase, n-am ce să vă spun, așa arată nuanța că luam eu. E foarte fain și cremos, uitați. Nu trebuie să apăs, e foarte, foarte, foarte mișto. Nuanța aceasta este de Magenta Shock. E foarte faină, vi le recomand, au și un preț foarte bun pe Makeup Shop.
Sunt geniale pentru a vă trasa linia de duș, pentru a-l folosi pe post de fard, pentru a-l folosi pentru ce vreți voi, puteți chiar și pentru ruși de puse, dacă vă place nuanța. Iar ultimul produs de astăzi, cred că este ultimul, am folosit despre toate, da. Ultimul produs de astăzi este această palețică de la Boys & Berries, care am cumpărat-o nu de mult. Recunosc că n-am apucat să folosesc toate nuanțele, am folosit doar 3 nuanțe din această paletă. Am avut odată un machiaj cu nuanța aceasta de aici, a doua, care se numește Delish. Iar astăzi am pe toată Pleopa Tangia, nuanța aceasta de aici, și combinat cu nuanța aceasta de aici. Ia sata așa să-mi închid ochii. Mă vedeți? Culoarea mai închisă care o vedeți în porțiunea aceasta așa de aici este nuanța Medina. Nuanța aceasta de aici, de sub. Iar auriul care îl vedeți nu este din această paletă, însă este superbă. Sunt foarte, foarte pigmentate. Stați să vă arăt. Care să vă arăt? Hai să vă arăt roșu acesta. Sper să nu vedeți tot ce e în jur. De asta pot să fac așa, pot să fac așa. Roșul acesta. Foarte puțin am atins. Hai, focus, băiete. Băiete, focus. Da, vă dați voi seama cum stă treaba. Jasmine. Un pic am atins, după cum ați văzut. Adică, care se numește Night Market, ăsta de aici. Sunt super, super pigmentate. Ia uitați. Și asta doar atinse, nici măcar nu am primer, n-am absolut nimic. Nuanța aceasta este genială. Turcoazul ăsta, menta asta, nici nu știu cum să zic. Și abia aștept să fac un machiaj cu ea. Da. Și acum, să mă șterg un pic de mâini. Acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu ador aceste produse. V-am mai zis, eu nu prea vorbesc de rău despre produse. Dacă mie nu-mi place ceva, îl dau mai departe, fac ceva cu el. Dar sunt situații cum este, de exemplu, mascara aceea de la, nu mai știu cum se numea, de la Sephora, care nu mi-a plăcut deloc. Pe atunci, pe când am folosit-o, acum vreo 3 ani, n-aveam canalul de YouTube, așa că n-am putut să fac, să vă povestesc despre ea. Însă produsele acestea le ador, le folosesc, nu ar fi prezente aici, nu ar fi prezente în colecția mea dacă nu mi-ar plăcea, pentru că ar fi cumva date mai departe. Acesta a fost clipul. Sunt foarte curioasă dacă voi ați testat ceva sau folosiți ceva din produsele acestea. Dacă da, să-mi spuneți care și dacă vă place sau nu. Și să mai spuneți care este un singur produs favorit de al vostru. Bine, puteți să ziceți și mai multe, dar dacă nu aveți mai multe, cel puțin unul spuneți-mi care îl iubiți voi foarte, foarte, foarte tare în acest moment. Să văd dacă eu l-am și dacă îl iubesc sau nu și dacă nu l-am, să mă duc să-l cumpăr ca să-l pot iubi și eu. Să aveți o zi foarte, foarte, foarte frumoasă și dacă vă place soarele, să fie cu soare, dacă vreți un pic răcorică, să fie cu un pic de răcoare și dacă nu, faceți-vă o cafeluță și uitați-vă la acest clip. Să aveți o zi superbă, mulțumesc frumos pentru vizionare și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să mă susțineți cu un subscribe și un like la acest videoclip. Mulțumesc frumos!